Autoritățile raionului Glodeni au avut o vizită de studiu în județul Bistrița Năsăud. Consilierii raionali, dar și primarii tuturor localităților din raionul Glodeni au fost prezenți la ședința solemnă a Consiliului Județean. În cadrul ședinței din 27 martie, consilierii județului Bistrița Năsăud au aprobat declarația de reunire. Potrivit lor, identitatea națională, limba, cultura și istoria comună ne obligă pe toți românii să demonstrăm tuturor că unirea poate fi un fapt împlinit ca și în 1859 și în 1819. Cred că acest deziderat de retrecire a neamului, de unificare a poporului român de o parte și de alta Purtului este un proiect fezabil și realizabil. Depinde de noi toți. Vouă aș vrea să vă mulțumesc în mod special că sunteți printre primii care ați asumat un astfel de lucru care atunci arăta mai mult acest simbolic. S-ar putea că ceea ce facem noi astăzi aici, împreună cu frații noștri din Glodeni, cărora le mulțumesc încă o dată pentru efortul de a pleca dimineața de la 4, cu noaptea în cap din raionul Glodeni ca să fie astăzi aici la ședința noastră festivă, s-ar putea să scrie o mică parte din istoria care se poate construi în acest an. Și da, cred cu mult mai mult astăzi decât acum o săptămână că ne putem ridica la nivelul înaintașilor noștri care în condiții cu mult mai grele, asumându-și cu mult mai multe riscuri, a reușit să înfăptuiască acel proiect unic de declanșare a unirii provinciilor istorice cu România. Frăția și dorința neîncetată a românilor de a trăi într-un singur trup s-a manifestat peste tot unde aceștia au existat, fie în interiorul granițelor, fie în afara acestora, unde viețuiesc temporar, datorită unor conjuncturi nefericite și unor decizii luate de regimurile totalitariste. Dragi prieteni, evenimentul de acum un secol reprezintă pentru noi o lecție la care trebuie să ne prezentăm cu mare atenție. Dorința de unire manifestată de românii din Basarabia, precum și a celor din România, spiritul revoluționar cu care au fost animați, au reușit să facă România mare și întreagă, deziderat început în martie 1918 și împlinit, evident, la 1 decembrie 1918. Inspirați de evenimentele ce au avut loc acum un secol în Basarabia, noi, cei de azi, trebuie să ne înarmăm cu vrerea de care au dat dovadă iluștrii noștri înaintași și fără rezerve să susținem începerea demersurilor democratice cu privire la reunificarea celor două state, demersuri ce trebuie consfințite în cele două parlamente. Astăzi suntem încă despărțiți de o graniță imaginară și de una fizică. Privesc cu vie emoție faptul că aniversăm 100 de ani de la momentul istoric din 27 martie 1918 și cred că prezența noastră aici e un semn de bun augur. E un semn de bun augur pentru că, la fel cum înaintașii noștri au găsit resursele necesare, morale, mentale și nu numai, de a construi actul unirii Basarabiei cu România, acum 100 de ani, veți putea și noastră să găsiți aceste resurse. Și zic asta pentru că față de acum 100 de ani, România are mai multe, mult mai multe, infinit mai multe de oferit fraților de peste Prut decât a avut în urmă cu 100 de ani. Să nu uităm că atunci contextul istoric era unul cu totul nefavorabil. România era slăbită de războiurile întregire, teritoriul României era redus la actuala regiune Moldova, capitala datorită împrejurărilor nefericite ale 1918, era de fapt la Iași, regele Ferdinand, regele de întregii neamului, era la Iași, guvernul liberal legitim era la Iași. Țara a pierdut o mare parte din teritoriu, era slăbită de război, nu avea foarte multe de oferit fraților de peste tot. Cu toate acestea, sângele nu se face, unitatea de neam, de cultură, de gândire, de limbă, au prevalat și înaintașii noștri au reușit să facă ceea ce puțină ne credea la acel moment, să declare unirea cu România. Unirea Basarabiei.
Bucovinie și a Transilvaniei, cu regatul României din 1918, azi, la ceas de centenar, consilierii județeni a județului Bistrița-Năsăud au o atitudine fermă și fără echivoc, care se manifestă prin declarația de unire pe care o va citi domnul președinte al Consiliului Județean. Împreună vom fi mai puternici și ne va fi mai bine. Ne considerăm în continuare frați și nu cred că poate să se pună vreodată la îndoială faptul că, în conformitate cu principiile enunțate de președintele american, Woodrow Wilson, poporile nu își vor putea cere autodeterminarea și în prezent și în viitor. Eu am convingerea, și acest lucru s-a întâmplat și astăzi în Parlamentul României, care a marcat într-un mod extrem de ferm centenarul și actul de unire de acum 100 de ani, pentru că totuși moldovenii au început unirea și apoi bucovinenii și apoi noi transilvanenii. Apropo, basarabeni s-a încetățenit acest termen, dar eu vă spun moldoven pentru că totuși sute de ani așa l-ați chemat și acela a fost iarăși un concept înrădăcinat de către o forță străină. Și asta îmi dă speranță, văzând determinarea decidenților politici, pentru că tot ei trebuie să rezolve problema și în Chișinău și în București, că lucrurile pot să capete această valență. Este adevărat, a fost o amputare, dar există și operații istorice chirurgicale de refacere a unui organism în întregul său, cu condiția compatibilități. Dorința de unire a fost și rămâne neșterbită de-a lungul veacurilor în conștiința românilor de pe ambele maluri de Prut. Despre năzuințele lor a vorbit și președintele Raionului Glodeni, Ion Leucă. Exprim emoțiile colegilor mei când zic că sunt profund impresionat de amploarea reuniunii de astăzi și modul în care suntem primiți și am fost primiți la Bistrița cu ocazia acestui eveniment excepțional. Considerăm una plină de simbolism și semnificație aflarea noastră aici, anume acum, în ziua când cumășim Marea Unire din 1918. Vor trece ani, se vor schimba hotarele, iar noi vom ține minte că centenarul l-am sărbat împreună cu dumneavoastră aici, la Bistrița Năsăud, plai cu oameni frumoși, inteligenți, talentați și generoși. În primul rând, noi apreciem că România a cunoscut o creștere economică esențială și o consolidare a pozițiilor sale respectuoase pe arena internațională, iar acest lucru este vizibil și agreat de românii din Republica Moldova. În al doilea rând, fiecare dintre cele circa 900 de localități din Republica Moldova au avut ocazia să se convingă de proiectele mici și mari realizate din donația poporului român, cu sprijinul Guvernului României și a Republicii Moldova. Și la noi sunt încă multe probleme sociale nerezolvate. Dar fratele la nevoie se cunoaște și apreciem în mod deosebit investiția statului român în viitor, acele generații de copii care astăzi sunt educate în grădinițele, școlile, gimnazii și liceele renovate pe banii poporului român, vor da rezultate palpabile cât de curând. Nimeni nu poate pune la îndoială că hotarul de peste Prut nu va dispărea mai devreme sau mai târziu. Este foarte important ca noi să simțim, să acționăm și odată și pentru totdeauna să revenim acasă. În acest context vreau să constat că decât că avem două drăbie, două state, și în calitate de președinte al Raionului Glodeni, sunt constrâns, din punct de vedere poate politic, să respect această ambiguitate legiferată de moment. Însă datoria mea de cetățean și etica mea de istoric mă provoacă să pun la îndoială justețea acestor norme impuse. Ori instituțiile democratice nu sunt guvernate doar de legi, ci și de etică și de sfântul datoriei. A spus-o Maria Sa, regele Mihai a
României. Reînvierea spiritului național în anul centenar 2018 se poate materializa prin debutul unor negocieri între statul român și cel moldovean, stabilindu-se drept obiective reîntregirea națională și elaborarea unei declarații comune a celor două parlamente de la București și Chișinău. După ședința festivă, primarii au avut ocazia să viziteze localitățile din județul Bistrița-Năsăud. Au discutat despre proiectele pe care le-au implementat autoritățile publice locale din acest județ, dar și despre activitatea acestora.